În primul rând, ținem să vă mulțumim pentru prezență la conferința de presă a Mișcării Populare Antimafie. S-a scurs o săptămână de la ziua scrutinului a alegerilor parlamentare pentru 30 noiembrie. Noi, Mișcarea Populară Antimafie, suntem în continuare în lupta pe care o ducem pentru o Republică Moldovă europeană fără mafie. Această bătălie parlamentară din lupta pe care o ducem nu s-a schimbat nimic pentru noi, dimpotrivă ne-a întărit în lupta pe care o ducem pentru o Moldovă europeană, așa cum vă spuneam. Și după cum ați observat, atât partenerii noștri europeni, cât și cei din Statele Unite ale Americii nu s-au dat rând să felicite partidele pro-europene câștigătoare în aceste alegeri. Și asta se întâmplă din motivul că atât campania electorală, cât și scrutinul, nemai vorbind despre modul în care a avut loc guvernarea pro-europeană timp de 5 ani de zile, toate în complexitate au dat dovadă a faptului că au fost efectuate în condiții antidemocratice și străine spiritului european. Cu toate acestea, noi, Mișcarea Populară Antimafie, venim astăzi cu o declarație, anume pentru sprijinul cursului european al Republicii Moldova pentru a salva acest deziderat al cetățenilor Republicii Moldova, o declarație privind măsurile imediate pentru păstrarea cursului european de dezvoltare a Republicii Moldova. Așadar, alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 s-au desfășurat cu grave abateri de la principiile unui stat de drept și de la valorile democrației europene. Finanțarea din mijloace obscure și netransparentă a concurenților electorali, utilizarea resurselor administrative, utilizarea presiei subordonată politic peste orice limită a deontologiei profesionale, dar și a legislației electorale, folosirea Comisiei Electorale și a Justiției în calitate de instrumente de presiune și eliminare a concurenților electorali din cursă nu epuizează nici pe departe lipsa de derapaje antidemocratice ale partidelor aflate la putere. Abaterile au fost atât de grave încât partenerii noștri europeni au tot dreptul să se îndoiască asupra capacității instituționale a Republicii Moldova de a face față sarcinilor asumate prin acordul de asociere la Uniunea Europeană. Rezultatele scrutinului electoral nu pot fi privite aparte de contextul în care s-au desfășurat alegerile, nu pot fi privite separat de complexitatea abuzurilor politice, administrative și etico-morale la care au recurs grupările politico-mafiote de a se menține la guvernare. Singura concluzie care se impune după o analiză sumară a tuturor circumstanțelor în care s-au desfășurat alegerile din 30 noiembrie este că forțele pro-europene din Republica Moldova au învins forțele pro-ruse doar datorită faptului că au avut control deplin asupra Comisiei Electorale Centrale și doar pentru că o justiție coruptă și nereformată a răspuns prompt și fără ezitare la comenzi politice. Întrebarea firească care trebuie să-și o pună fiecare dintre noi acum este dacă Republica Moldova, după un derapaj juridic atât de grav, a mai rămas pe vectorul european, dacă mai este eligibilă pentru Uniunea Europeană. Acum, societatea moldovenească are de lămurit cea mai mare dilemă de la declararea independenței încoace. Dacă nu cumva, încercarea noastră de a ne rupe din îmbrățișarea geostrategică a Federației Ruse prin abuzarea statului de drept și valorilor europene ne-a angajat într-o manevră riscantă ce va aduce finalmente la izolarea internațională a Republicii Moldova, curmând orice șansă de integrare europeană în următorii 10-15 ani. Răspunsul nostru este afirmativ, iar în legătură cu acestea, declarăm următoarele. 1. Alegerile ca și abuzurile sunt un fapt împlinit
și situația creată nu poate fi schimbată prin repetarea scrutinului. Alegerile repetate pot genera aceleași abuzuri, iar rezultatul de această dată poate fi unul în favoarea forțelor proruse. Mișcarea populară antimafie nu va contesta rezultatele alegerilor și face apel către alte partide pro-europene să procedeze la fel. 2. Mișcarea populară antimafie, ca partid politic, ce a obținut cele mai multe voturi dintre forțele politice pro-europene rămase în afara forului legislativ, își vede rolul său în coagularea eforturilor oamenilor activi pentru menținerea parcursului european, pentru contracararea abuzurilor actualei guvernări, dar și pentru neadmiterea revenirii la putere a forțelor anti-occidentale. 3. Prin conjugarea eforturilor cu partenerii noștri europeni, vom cere și vom acționa prin toate mijloacele legale pentru implementarea neîntârziată a reformelor în toate sferele vieții sociale și politice. În acest sens, vom veni în cel mai apropiat timp cu propuneri politice și legislative pentru aducerea în Republica Moldova a unei misiuni europene de supremație a legii. 4. Cerem Partidului Liberal, care a avut în programul său electoral angajamentul necondiționat de aderare la blocul nord-atlantic, să renunțe la partajarea funcțiilor guvernamentale în sens îngust de partid, în schimbul garanțiilor de securitate colectivă pentru Republica Moldova. 5. Cerem organelor de drept încadrarea juridică, fără întârziere, a declarațiilor și acțiunilor liderului Partidului Socialiștilor, Dodon Igor, provocatoare de separatism teritorial și ură interetnică. 6. Vom cere Comisiei Europene o investigație asupra deturnării și furtului din asistența internațională destinată Republicii Moldova în ultimii ani. Vom cere de asemenea o anchetă internațională în cazul persoanelor cu funcții de răspundere din Republica Moldova, asupra cărora există o bănuială rezonabilă de săvârșire a unor crime economice cu caracter transfrontalier. Mișcarea populară antimafie va întreprinde toate măsurile pentru a deveni în scurt timp o forță politică viguroasă, deschisă unui dialog permanent și productiv cu toate forțele sănătoase ale societății, în vederea asigurării unui parcurs european al Republicii Moldova. Domnul Mocanu, vă rog. Mulțumesc, Daniela. Stimați prieteni, noi, Mișcarea Populară Antimafie, la ora actuală, așa cum vă spuneam, suntem o formațiune viguroasă, este adevărat, în afara Parlamentului, și atunci când vorbim despre vigurozitatea formațiunii noastre, în niciun caz asta nu este un simplu exercițiu de autosugestie, ci este rezultatul unei lupte pe care am dus-o noi în toată perioada asta. Noi am fost în perioada, deci acest document pe care l-am elaborat noi și care va sta la baza unui viitor congres pe care îl vom desfășura până în luna mai anul viitor, acest document este unul care la ora actuală demonstrează cursul nostru sau parcursul nostru pe viitor. Vorba este că până la aceste alegeri, Mișcarea Populară Antimafie, fiind antrenată într-o luptă crâncenă cu actuala guvernare, a fost nevoită să ducă o luptă, să ducă o politică de consolidare a propriului vot, a propriilor alegători. Iată din ce cauză în această, noi am fost destul de rigiți și nu am făcut alianțe electorale care oricum n-ar fi adus la un rezultat, la un alt rezultat electoral. Pentru noi era foarte important să consolidăm oamenii pe care în această perioadă i-am întrunit în cadrul unui curent de opinii. Noi avem la ora actuală peste 30.000 de concetățeni de ai noștri care au făcut acest pas și au votat cu Mișcarea Populară Antimafie. Vorbim acum de un vot consolidat și avem simpatii pentru Mișcarea Populară Antimafie care depășesc mult această cifră.
Rezultatul acestei campanii electorale este un rezultat defectuos, pentru că campania electorală, așa cum vă spun, a fost fraudată toată. Noi am avut două opțiuni în această campanie electorală. Fie să provocăm în continuare partidele aflate la guvernare, fie să mergem la concertele lor, la manifestările lor, acolo unde am primit pietre și să fim scoși din cursa electorală. Abuziv, desigur, dar am fi fost scoși din cursa electorală și atunci n-am fi avut posibilitate să le vorbim alegătorilor noștri, fie să facem ceea ce am făcut, să mergem până la capăt, știind că vom rămâne în afara Parlamentului. Important este acum ca să înțelegem foarte exact ce avem de făcut. La ora actuală, așa cum ați văzut și din declarația noastră, forțele zis pro-europene au învins în această campanie electorală doar datorită faptului că au avut justiția în buzunarul lor. Deci această campanie electorală a fost câștigată de forțele așa zis pro-europene abuziv. Tocmai din această cauză, că în spate, deci în opoziție au rămas forțele proruse, noi nici nu am mers spre contestarea acestor alegeri și asta am și spus în declarația, în acest document al nostru, că nu vom face acest lucru și chemăm alte forțe pro-europene să nu conteste aceste alegeri, pentru că o eventuală campanie electorală repetată nu va schimba situația, nu va aduce la schimbarea situației, pentru că forțele mafiote din Republica Moldova au suficienți bani pentru și resurse pentru un nou scrutin electoral. Spunem acest lucru și pentru faptul că în Parlament a ajuns o forță politică cum este Partidul Liberal, care a optat, care s-a angajat prin programul lor electoral să lupte pentru garanții de securitate colectivă pentru Republica Moldova. Iată din ce cauză acum acțiunile noastre vor fi îndreptate spre a-l determina pe Mihai Ghimpu și gruparea lui politică să renunțe la partajarea funcțiilor pentru viitorul guvern, să renunțe la cașcaval, să renunțe la Ministerul Transporturilor, la alte lucruri, în schimbul unor garanții de securitate colectivă. La ora actuală, atâta timp cât avem acest statut de neutralitate, nu putem face un pas spre blocul nord-atlantic, însă putem porni dialoguri pe axa Kiev, Chișinău, București, Washington, pentru a obține aceste garanții de securitate colectivă, urmând ca într-un timp previzibil pe urmă să putem discuta și statutul nostru de neutralitate, care acum ne pune într-o situație extrem de complicată. Stimați prieteni, noi, Mișcarea Populară Antimafie, așa cum v-am spus, avem o agendă. În 2 săptămâni de zile vom avea ședința Consiliului Național, la care vom adopta decizii legate de viitorul Congres. Noi vom duce o politică extrem de deschisă, pentru că noi considerăm că la ora actuală au apărut premize ca noi să putem porni un dialog cu societatea civilă, cu directorii de opinii din această țară, care până acum n-au avut cum să fie solidari cu noi în ceea ce am făcut noi până acum. Iată, după aceste alegeri, când este în pericol parcursul nostru european, dar este în pericol pentru că forțele care au venit acum la guvernare nu pot decât să facă declarații de integrare europeană. Ei nu pot asigura cursul nostru european. Plus la asta, Republica Moldova vă asigur că s-a pomenit într-o situație extrem, extrem de complicată și izolată. Și acum am să vă fac o destăinuire pe care n-am făcut-o în spațiu public și care nu a fost cunoscută de opinia publică. Trebuie să știți că după 2005, Voronin, care era sprijinit după respingerea planului Kozak, după 2005 nu Voronin s-a îndepărtat de Uniunea Europeană, ci Uniunea Europeană l-a izolat pe Voronin. Din simplu motiv că Voronin a vrut să fie și cu Uniunea Europeană, dar și să-l închidă abuziv pe Passat. Acel caz minor, parcă, un caz absolut insignifiant pentru situația de astăzi, tocmai din cauza că Voronin, vrând pe de o parte să îndeplinească un parcurs european, pe de altă parte nu s-a lăsat de naravurile de altă dată, l-a adus pe Voronin în afara tendințelor de integrare europeană a Republicii Moldova. Exact același lucru se va întâmpla cu actuala guvernare. Pentru că nu poți cu elemente dintr-un spațiu totalitar să încerci să faci integrare europeană. Eliminarea unui concurent electoral, toate abuzurile prin care a fost utilizată peste orice limită presa, mijloacele financiare netransparente și multe alte lucruri care s-au întâmplat în campanie electorală, nu le poate trece ușor acestei guvernări. Nu le poate trece pur și simplu, pentru că instituțiile europene nu vor putea să-i sprijine în continuare, iar ei nu vor putea face acțiunile de integrare europeană. Noi știm la ora actuală că
Plahotniuc vrea să devină prim-ministru în Republica Moldova. Ca acest absurd să meargă până la capăt, probabil că am meritat-o și pe asta. Ca Plahotniuc, prin sprijinul de către, din partea lui Filat, să ajungă și prim-ministru în această țară. Noi știm că negocierile din spatele culiselor se fac la ora actuală de Plahotniuc, în sensul în care el ar dori să ajungă prim-ministru în Republica Moldova. Trebuie să știți că noi vom insista, și am spus-o și în acest document, vom insista ca ancheta internațională să cuprindă și o anchetă internațională să cuprindă infracțiunile cu caracter transfrontalier săvârșite atât de Plahotniuc cât și de Filat în Republica Moldova, anume cei doi care la ora actuală ar vrea unul să fie președintele Parlamentului, iar altul prim-ministru. Noi, așa cum v-am spus, sperăm că societatea civilă împreună cu noi, mă refer acum la o societate civilă destul de răzlețită, iar noi ne-am pus drept scop să încercăm să adunăm și să coagulăm în jurul nostru forțele atât a societății civile, cât și oameni care s-au manifestat politic în Republica Moldova, printr-o politică foarte deschisă, și vom invita această lume să fie alături de noi la viitorul congres. Ne pare rău că acest lucru n-a fost posibil până acum, dar n-a fost posibil din simplu motiv că noi a trebuit să ne consolidăm votul nostru și la ora actuală. Așa cum vă spuneam, considerăm că acest vot consolidat pentru un demers care rămâne calea noastră de mai departe de luptă împotriva unui sistem mafiotizat care a fost la guvernare. Acum, când am spus lucrul ăsta, m-am referit la toate petardele care au fost în această campanie electorală, de luptă împotriva oligarhiei, de luptă împotriva unor, au fost înscocite niște eufemisme, așa, pentru câțiva criminali care, în mod normal, până la urmă vor ajunge la pușcărie. Ce întrebări aveți? Ce măsuri concrete ar trebui să ia partidele pro-europene care vor accede în Parlament pentru a-și demonstra seriozitatea în angajamentul? Primul lucru care trebuie făcut, și asta este angajamentul electoral, așa cum v-am spus, a Partidului Liberal, este ca să asigure pentru Republica Moldova, garanții de securitate colectivă. Asta este primul lucru, pentru că în condițiile în care noi avem o coloană a cincea în Republica Moldova, una care și-a consolidat pozițiile la ora actuală, deci Republica Moldova are nevoie urgent de garanții de securitate colectivă. Și asta această acțiune trebuie să pornească printr-un dialog quadripartid dintre Kiev, Chișinău, București și Washington. Asta e primul lucru. Al doilea lucru care este necesar să fie făcut sub presiunea opiniei publice este ca în Republica Moldova să demareze campania de aducere a unei misiuni de supremație a legii. Noi avem un plan în acest sens. Acest plan noi îl vom propune în altă variantă decât cea pe care am avut-o noi dacă am fi fost formațiune parlamentară, dar vom încerca să implementăm programul de aducere în funcții cheie din justiție, să aducem judecători și procurori străini. Asta o vom face cu ajutorul, printr-un dialog cu misiunile străine, cu Comisia Europeană și cu multe altele, chiar dacă suntem în afara Parlamentului, pentru că actuala guvernare, în acest sens, nu poate face absolut nimic. Chiar dacă ar dori la ora actuală Filat și Plahotniuc să întreprindă ceva în acest sens, mă refer acum la Filat și Plahotniuc, pentru că finanțele lor și mijloacele lor controlează totul, nu vor reuși. Eu asta o spun în condițiile în care nu se va produce nimic extraordinar, în sensul unei răsturnări de situație. Ori situația este destul de șubredă. Situația de la Banca de Economie și, în general, din sectorul bancar poate aduce la o răsturnare de situație în cel mai apropiat timp. De atâta noi am făcut apel către Mihai Ghimpu ca să pornească de pe acum și să nu negocieze altceva decât garanții de securitate colectivă pentru Republica Moldova. La fel și ancheta penală asupra. Noi considerăm că este absolut inadmisibil ca Dodon să nu fie încadrat juridic până la ora actuală. Acțiunile lui Dodon de chemare la separatism teritorial și de la incitare de ură interietnică trebuie încadrate urgent juridic și noi vom face demersuri repetate pentru lucrul ăsta. Noi vorbim de faptul că în Republica Moldova s-au săvârșit mai multe
infracțiuni, mai multe infracțiuni caracter transfrontalier. Mă refer acum la rețelele de spălare de bani, mă refer acum la atacurile Raider săvârșite altădată de Plahotniuc, mă refer la manipulări financiare pe care le-a săvârșit Filat și la deturnarea fondurilor europene destinate în special agriculturii. Când am spus de o anchetă internațională, mă refer acum la faptul că fără Republica Moldova, la nivel internațional, vor apărea asemenea anchete și noi vom face tot posibilul să contribuim cu toată informația pe care o avem la demararea cât mai lesne acestei anchete. Mai mult decât atât. În Republica Moldova nu este posibil la ora actuală, dar noi vom insista prin toate mijloacele disponibile nouă. Noi avem nevoie urgent avem nevoie de o lege care ar stabili un statut special pentru protecția martorilor. Deci, la noi, din păcate, la ora actuală, multe anchete nu se pot desfășura, tocmai din cauza că nu este asigurată pe deplin protecția martorilor. Asta, iarăși, vom insista să fie făcut cu sprijin străin pentru... Deci, martorii trebuie să aibă garanții de securitate până la schimbarea identității, până la asigurarea pe viață a acestor martori în cazul în care vin să depună mărturii asupra unor infracțiuni săvârșite împotriva statului Republica Moldova. Deci, vreau să vă spun că eu cunosc deja câteva cazuri din cei care au acționat la nivel internațional în Republica Moldova, care au descoperit în Republica Moldova mari scheme de spălare de bani și care au fost inițial puși într-un program de protecție a martorilor și acum sunt deja cu identitatea schimbată și le-asigurată securitatea pe tot restul vieții. Deci noi avem nevoie de asemenea garanții pentru martori din Republica Moldova care vor veni să depună mărturii împotriva crimelor săvârșite și mă refer acum în primul rând la crime cu caracter transfrontalier. Ca să fiu mai explicit, Filat și Plahotniuc în această perioadă, având pârghiile statului Republica Moldova în mâini, au săvârșit crime care afectează interesele cetățenilor altor state. Iar atunci când este vorba de asemenea crime, este nevoie de implicații internaționale, implicarea instituțiilor internaționale. Și asta se va întâmpla cu voia sau fără voia instituțiilor statului Republicii Moldova. Vă zic că după aceste alegeri, noi, dacă ne vedeți pe noi și așa ne vedeți la ora actuală, noi, Mișcarea Populară Antimafie, așa când vă spuneam că am ieșit destul de vicuroși, noi am ieșit și foarte optimiști. Pentru că știm că odată cu aceste alegeri s-a pus punct unei perioade foarte confuze din istoria Republicii Moldova. Deja mai departe, lucrurile vor căpăta concretețe și claritate mult mai mare. Deci toate lucrurile legate de acordul de asociere, de păstrarea parcursului nostru european, au băgat Republica Moldova într-o ceață enormă în ceea ce ține de comportamentul politic a actorilor politici și așa mai departe. Deci după această campanie electorală, nimeni nu mai poate să beneficieze de niciun fel de acțiuni de clemență sau știu eu alte acțiuni care iar pune în afara unei responsabilități pe acești oameni care în această perioadă au deturnat fonduri europene, au făcut crime cu caracter transfrontalier și așa mai departe. Dacă nu mai aveți întrebări, noi vă mulțumim foarte mult și ne așteptați la alte conferințe de presă, la alte manifestări publice pe care le vom săvârși în cel mai apropiat timp. Vă mulțumim mult!